ziua, dragi prieteni! Eu sunt Veronica Serețeanu și împreună cu colegul meu, Iurie Cicibaba, continuăm seria de podcasturi marca FinEDU. De data asta o să ne referim la finanțele publice și cum finanțele publice sunt acumulate, distribuite și cum fiecare din noi poate să înțeleagă rolul său în tot acest proces. Acest podcast este realizat în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Privesc EU și Camerei Americane de Comerț. Acum 2 ani în urmă noi am început o serie de podcasturi Tax & Custom Podcast, unde noi am vorbit despre partea cea mai importantă, cred că, pentru fiecare cetățean, impozite și taxe care noi achităm zi de zi. Nu, zi de zi prin TVA, când țineți minte. Am vorbit despre clasificarea, despre tipuri, direcție, indirecție, despre impozitarea antreprenoriatului, despre impozitarea persoanei fizice, despre impozitarea veniturilor din străinătate. Totodată, noi permanent vorbeam despre importanța impozitelor pentru societatea civilă unde noi trăim. În cazul dat, noi trebuie să înțelegem că impozite și taxe este o parte componentă a unui proces mai larg. Și acest proces mai larg sunt finanțele publice, care conțin nu numai impozite și taxe, care reprezintă veniturile acestui finanțelor publice, vorbim și despre cheltuieli pe care noi simțim pe pielea noastră proprie. Ca exemplu, servicii medicale, drumuri prin care noi mergem, școlile unde merg copiii noștri, universitățile care noi am terminat, ori suntem în proces și suntem încă studenți. Toate aceste serviciile sunt acoperite de aceste impozite și taxe și iar este o parte componentă a unui proces care se numește finanțele publice. În cazul dat, anul acesta noi vrem să axăm cu suportul Ministerului Finanțelor, anume să discutăm despre ce înseamnă finanțele publice, ce înseamnă bugetul, despre care noi toți auzim, dar nu înțelegem foarte des ce asta înseamnă, ce înseamnă achiziții publice, cu ce asta se mănâncă, cum corect noi să înțelegem aceste cuvintele nestandarte, ca exemplu deficit, proficit, rectificarea bugetului, ce asta, cum asta și când se întâmplă. O să încercăm în fiecare lună să ne vedem cu dumneavoastră, dezvoltând unul din subiectele care au fost menționate de către Iurie un pic mai sus. O să încercăm să le luăm încetişor, pas cu pas, ca să vedem cum anume acestea ne influențează pe noi și cum noi putem să influențăm aceste procese. Și, colegii, vă invit să puneți like pentru podcast, să abonați la acest podcast al nostru și să vizualizați și ascultați foarte atent și dacă apar întrebări, ori neînțelegeri în informația care a fost discutată pe parcursul emisiunii, vă încurajăm să scrieți întrebări la care noi cu mare plăcere o să vă răspundem, ori chiar aceste întrebări o să discutăm cu invitații noștri în alte emisiuni. Eu zic să începem. Și începem prin aceea că prezentăm primul invitat cu care o să încercăm să discutăm tot ceea ce înseamnă o inițiere în finanțele publice. Este vorba despre doamna Dina Roșca, secretar general la Ministerul Finanțelor. Doamna Dina are o experiență impresionantă în tot ceea ce înseamnă serviciu public. De fapt, nu doar serviciu public, dumneavoastră a avut și o experiență frumoasă în interacțiune cu în cadrul unor proiecte dedicate finanțelor publice, ceea ce o face mai mult decât indicată să începem această serie de podcasturi. Doamna Dina, eu mă gândesc că cel mai bine ar fi să începem prin aceea ca să discutăm poate un picuț despre aceea. Când vorbim despre finanțele publice, de fapt, la ce ne referim? Vorbim despre ce? Vorbim despre acele cheltuieli care sunt făcute? Vorbim despre impozitele care sunt achitate? Ce, de fapt, sunt când facem referință la finanțele publice? Într-o închipuire așa a unui om care ar vrea să înțeleagă ce este asta. Cum ați apreciat dumneavoastră? Bună ziua și bine v-am găsit și bună ziua la toți! Da, noi când vorbim despre finanțele publice, noi vorbim despre acel ansamblu de relații, de acțiuni ce țin de formarea tuturor veniturilor, formarea tuturor cheltuielilor și respectiv distribuirea, repartizarea acelor cheltuieli pentru a avea niște servicii bune și de calitate. Vorbim despre acele relații pe care le are statul cu
agenții economici, cu societatea, pentru a colecta, cum a spus colegul, acele impozite, taxe și ulterior pentru a fi redistribuite, repartizate conform acelor decizii, priorități ale statului și pentru a ne onora acele angajamente și asumări care le avem atât față de cetățenii noștri, cât și față de parteneri, ținând cont dacă vorbim despre împrumuturi sau alte angajamente care noi le avem luate. Uh-huh. Aș spune totalitatea prelațelor de acumulare, repartizare și utilizare eficientă a resurselor. Sună ca o definiție din manualul de finanțe publice pe care l-am studiat. De fapt, ați menționat ceva care eu vreau cumva să pescuiesc din ceea ce ați spus, ținea de politicile statului. Într-adevăr, nu există o politică a statului care, sau nu ar trebui să existe o politică a statului despre care să se discute, fără ca să se discute și despre acoperirea sa financiară. Iată, asta este foarte important și finanțele publice ne ajută să înțelegem pe cât ideile legate de dezvoltarea unui stat sunt corelate cu capacitățile acestui stat de a acoperi aceste idei în final. Mi-aduc aminte atunci că dacă am pomenit despre ASEM, mi-am adus aminte când aveam și eu ore la ASEM, când trebuia să explic un pic copiilor despre finanțe publice, le dădeam exemplu unei comunități, unui sătuc din antichitate, un sătuc chiar din preistorie, un sătuc micuț care pentru aceea ca să se protejeze de animale, să se încălzească, avea nevoie de foc. Și toată lumea era ocupată, nimeni nu avea când să se ocupe de foc. Într-un moment au găsit ei o persoană, persoana s-a ocupat de foc, numai că așa se întâmpla că la fiecare două săptămâni persoana murea. De la început nu prea înțelegeau ei de ce murea persoana, pentru nu și-au dat seama, persoana murea de foame. De ce? Că dacă stă cineva și se ocupă doar de foc, nu merge la pescuit, nu merge la vânătoare, nu strânge pomușare, respectiv nu are capacitate să trăiască. De ce? Că moare de foame, că se ocupă de foc, care e în interesul tuturor celor care se află în comunitate. După asta au început ei să pună mână de la mână, în așa fel încât să-i genereze și lui o parte, să-i dea o parte din ceea ce adunau ei, pentru ca să poată și el să trăiască, să aibă grijă de foc, dar și să nu moară de foame. Au rezolvat ei problema asta, după care a venit o altă problemă, sătucul a fost atacat de o comunitate de la alt capăt a pădurii, aveau nevoie de gard. Dar cine să construiască gardul? Toată lumea e ocupată, unul strânge pomușoare, altul se duce la vânătoare, cineva trebuie să construiască gardul. Până la urmă au decis, hai spunem iar mână de la mână, să delegăm la niște oameni care se ocupe de construcția gardului și tot așa, ușor, ușor, o bază a sistemului judiciar, că trebuia să fie cineva care să decidă cine e drept și cine nu e drept în eventuale conflicte, o bază a sistemului de management public, atunci când resursele devineau tot mai mari și mai mari și trebuia să fie persoane care să gestioneze acest flux de resurse, ușor, ușor, ne arată legătura dintre noi, cei care suntem în societate, contribuția noastră, care acum este deja îmbracă forma impozitelor și taxelor, și ceea ce statul oferă ca și contravaloare sau ca și servicii nouă tuturor și respectiv reprezintă un fel de om a focului într-o formă în care noi să o înțelegem mai bine. Eu zic poate un pic să ne referim la bugetele, dacă vorbim despre finanțe publice, el cumva e structurat, da? Și spuneam da, poate... Și aici a fost un cuvânt așa foarte des, noi auzim tot despre un cuvânt buget. Buget local, buget public național, contribuții sociale, primele medicale. Puteți să ne spuneți ce înseamnă buget? Deci, da, noi parcă tot să înțeleg, da, dacă traducerea asta a fost din Marea Britanie, persoana care din venea... Din franceză, sac cu bani, săculeț cu bani, dar la engleză era acel geamantan cu de pele cu care se mergea în Parlament cu acel document a țării unde erau repartizate, indicate mai bine zis, toate acumulările și respectiv toate cheltuielile. Adică bugetul e tot același buget care este la noi. Doamna Dina, acumulările, haideți să spunem că veniturile. Veniturile, da. Deci mai simplu noi utilizăm veniturile. Acel document în care erau indicate toate veniturile care... impozitele, statul, taxele, tot ce acumulează, tot ce strânge statul, da, din impozite, din taxe și respectiv deja acele cheltuieli
repartizate pentru autorități, pentru a-și îndeplini acele sarcini, atribuții cu care sunt împuternicite prin legi, să zicem. Cum ați spus dumneavoastră, da? Pentru foc, pentru sănătate, pentru alimentație. Deci, cum avem la noi acum. Noi avem autorități care fiecare sunt responsabile de domenii, da? De domeniul ocrotirii sănătății, de domeniul asistenței sociale, de transporturi, de agricultură. Iată, acel buget și reprezintă documentul prin care în care conține toate veniturile, toate cheltuielile, deja repartizate și pe acele autorități cu care sunt împuternicite să presteze servicii către populație, dar și nemijlocit pentru fiecare serviciu în parte, care sunt acele sume divizate sau acele cheltuieli divizate pe fiecare poziție în parte. Următoarea întrebare care așa se cere, ce înseamnă deficit? Că și permanent au deficit atâta miliarde. Când noi acumulăm, da, o sumă oarecare de bani și respectiv repartizăm acea sumă care am acumulat-o pe cheltuieli, pentru fiecare serviciu prestat. Și când noi ajungem la acea etapă și vedem că cheltuielile noastre sunt mai mari decât noi acumulăm, decât noi colectăm impozite și taxe, și bine, încercăm, noi de servicii avem nevoie, ele trebuie în continuare prestate și statul trebuie să asume responsabilitatea pentru a presta acele servicii. În cazul ăsta noi ne împrumutăm, da? Și avem și împrumuturi, dar când la noi cheltuielile depășesc veniturile, noi avem acel deficit bugetar, deficit de buget. Poate nu ne ajung bani să acoperim cheltuielile care noi de care avem necesitate. Spate aici doar o mică precizare, adică acele împrumuturi despre care un pic ca să deschid aici, nu sunt neapărat doar pentru dezvoltare sau dacă vrem proiecte noi, sunt chestii recurente care noi trebuie să le acoperim și câteodată se întâmplă că la nivel de economie noi nu generăm suficienți bani, suficienți sub formă de impozite care vin la stat, ca noi să acoperim acele cheltuieli vitale. Ca și cum a fost acum, mai ales atât ultimii ani, când avem, cu toții cunoaștem, criza energetică, criza refugiaților, într-adevăr, COVID-ul, într-adevăr, a fost niște situații care trebuiau gestionate și respectiv economia stagna. Noi nu puteam să colectăm acele impozite și acele taxe și nici presiune nu puteam pune asupra cetățenilor și asupra agenților economici că noi, într-adevăr, să acoperim acele cheltuieli care noi avem nevoie. Și în cazul ăsta, noi, ca și în alte cazuri, avem posibilitatea de a ne împrumuta și acoperi acea insuficiență de mijloace de care noi avem nevoie. Acel deficit. Dar se întâmplă, au fost ani buni când am avut și cheltuieli mai mici, de veniturile erau mai mari. Asta că. Și am avut și proficit. Am avut mulți astfel de ani. Asta a fost tare de mult. Am înțeles. Da, am avut. Republica Moldova, în istorie ei, înscrie și în așa ceva. Am înțeles. Deci, dacă concluzionăm, buget este un plan, plan de venituri care guvernul ori statul planifică să primească pe parcursul unui an calendaristic, an bugetar. An bugetar, pentru că la noi bugetul se face pentru un an de zile. Da. Și cheltuieli care statul se planifică, se achită pe parcursul acestui an. Se angajează. Ia obligațiune, mai simplu se angajează. Da, ia obligațiune pe umerile lui să achită aceste bani pentru obligațiuni, pentru politici. Cum Veronica a povestit, pentru politici care și noi, toți cetățenii, au votat acest guvern, acest parlament. Și diferența este deficit în caz dacă el apare și înțelegem că asta e practica internațională. Da. Că dacă statul, vrei să dezvolți, Vrem să avem drumuri, înseamnă că trebuie să ne împrumutăm, pentru că noi nu putem da toți banii numai pentru infrastructura drumurilor, de pildă, sau pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial sau pentru alte sectoare. În așa caz, dacă să te axezi numai pentru dezvoltarea unui sector, ar trebui să te lipsești sau de serviciile din alte domenii. De exemplu, să nu dai salarii. Sau să nu achiți pensiile, să nu achiți bursele, ceea ce noi nu putem să ne asumăm așa ceva.
Dar pentru dezvoltarea, de pildă, la infrastructura drumurilor, ne angajăm în împrumuturi și dezvoltăm infrastructura drumurilor fără a se prejudicia, sau mai bine zis, a neglija alte servicii. Deci, dacă vă rog, confirmați dacă exemplul care acum o spun, căci cu alte cuvintele, dacă eu am format familia, am cheltuieli de chirie, fiecare lună, ei sunt acoperite suficiente pentru salariul meu și eu înțeleg că eu vreau să cumpăr apartament, bani pentru asta nu este suficient pentru a cumpăra, căci dacă eu o să cumpăr deodată, trebuie să investesc 1 milion de lei de unde eu să iau, în cazul dat eu înțeleg că eu merg la, am deficit de venituri, din cauza că veniturile generale de pe parcursul unui an este nu mai puțin de 1 milion, da, și, și totodată eu am cheltuieli, vreau să mănânc, să aveți învăț servicii. Copii și, încă, da. Și asta e normal că eu merg la bancă și acest deficit acoper cu împrumut. Aceeași situație și statul. Așa, dar dacă noi statul. Vorbim, aici deja e întrebarea cât de corect statul investește bani în dezvoltarea economiei. Da. Dar da. Eu vreau un pic, dacă îmi permiteți, să revin la când noi vorbeam despre bugete, despre bugete care sunt gestionate de diferite și dacă ar fi să le cumva să le dăm o formă, ar fi bugetul de stat, care e bugetul de bază în care contribuim noi cu toții prin toate impozitele, taxele, plățile care mai sunt, este bugetul asigurărilor sociale în care se duc contribuțiile de asigurări sociale, partea leului din impozitele, din salariile pe care noi le primim, vorbim despre fondurile obligatorii de asistență medicală, unde noi iarăși contribuim și se duce, ok, la asigurări sociale contribuie angajatorul, dacă să vorbim absolut corect. La cele medicale contribuim noi nemijlocit și avem bugetul autorităților locale. Întrebare, sau subiect de discuție, mai bine spus. În mod normal, un buget trebuie să fie echilibrat. Ați vorbit dumneavoastră, adică necesitățile pe care noi le avem trebuie să fie acoperite de posibilitățile pe care noi le avem. Da, cheltuielile acoperite de veniturile pe care noi le avem. Dar ce se întâmplă dacă, de exemplu, bugetul asigurărilor sociale nu acumulează suficiente fonduri pentru a achita obligațiile pe care le are, pensiile, indemnizațiile, dacă nu acumulează suficiente fonduri, de unde ia banii ăștia? Tot se împrumută. Nu. Avem, cum ați spus dumneavoastră, avem și bugetul asigurărilor sociale de stat, avem bugetul fondurilor asigurări obligatorii medicale, bugetul autorităților locale. Iată, toate aceste bugete formează bugetul public național. În bugetul public național, între bugetul de stat, da, bugetele asigurărilor sociale, fondurile obligatorii de asistență medicală, bugetul autorităților publice locale, care la rândul său este bugetul autorităților publice locale de nivelul 1, unde avem satele și orășelele, și avem de nivel, bugetul autorităților locale de nivelul 2, unde avem consiliile regionale, municipiul Chișinău și Oatagă-Găuzi. Iată toate acestea și formează în ansamblu formează bugetul public național. Când elaborăm bugetul, da? Elaborăm bugetul de stat. Pentru că legea bugetului se elaborează pentru bugetul de stat. Noi în Parlament plecăm și adoptăm, Parlamentul adoptă legea bugetului de stat. Și respectiv adoptă legea bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor de asigurări obligatorii medicale. Bugetele autorităților locale se adoptă deja de prin deciziile autorităților locale. Adică nu se adoptă legea bugetului public. În cadrul bugetului de stat, pentru a acoperi acel deficit, cum spuneți dumneavoastră, că poate apărea și la bugetul asigurărilor sociale, și la fondurile de asigurări obligatorii, și la autorități locale, avem o parte considerabilă de transferuri. Așa. Transferuri către bugete. Către aceste bugete care le-am menționat. Adică ele nu pot să se împrumute pentru ca să-și echilibreze bugetul. Statul își intervine, adică și echilibrează și, mai bine zis, poartă responsabilitatea pentru acele plăți și acele angajamente care le sunt asumate prin acele bugete. Dacă să ne uităm la bugetul asigurărilor sociale de stat, da? Acolo, în acel buget, sunt prestațiile, sunt pensiile, sunt indemnizațiile, ajutoarele sociale. Respectiv,
acele venituri care sunt acumulate la bugetul asigurării sociale de stat, ele sunt insuficiente pentru a acumula și a achita toate cele prestații care sunt prevăzute sau asumate, mai bine zis, pentru a fi achitate. Și în cazul ăsta sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat. În ultimii ani, la bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale devine tot mai dependent și dependent. Adică de crește diferența crește. Asta. Și iarăși avem ce avem cu populația care e acel număr de populație care lucrează, care este activ. Avem acel număr mare de pensionari și celelalte categorii. Adică de cam cât, de exemplu, valorii că ar fi de la bugetul de stat pleacă, de exemplu, la bugetul asigurărilor sociale? Adică pleacă, sau cam cât din bugetul asigurărilor sociale este compensat de stat? Nu, dacă să vorbim, dacă să luăm că bugetul asigurărilor sociale este, veniturile bugetului asigurărilor sociale este undeva peste 42-43 de miliarde, da? Uh-huh. Partea ce vine de la transferul bugetului de stat e peste 18 miliarde. Oh. Deci 43 plus, 8, da. Plus 18, eu așa înțeleg. Din 18 sunt inclusiv, inclusiv în 18. Deci o treime undeva ar fi... Așa, pentru natura mea contabilă, nu scuzați. Vă rog. Ce? O întrebare. Deci, în cazul dat, dacă noi luăm buget de stat, acest transfer către bugetul asigurării sociale este cheltuială, da? Uh-huh. Totodată pentru bugetul asigurării sociale deja este venit. Da, din transfer. Deci, dar da. Acest transfer, el tot este luat din alte impozite și taxe care sunt acumulate decât contribuțiile sociale. Da. În total, la bugetul de stat avem transferul între bugete peste 43 de miliarde de... Deci asta înseamnă că din impozitele care, țineți minte, noi vorbeam în podcastul precedent nostru, impozit pe venit TVA, din aceste sumele, statul anual transferă către bugetul asigurării sociale, care este utilizat pentru achitarea încă o dată pensiilor, indemnizația pentru concediu de maternitate, concediu de boală, incapacitatea de muncă, alte indemnizații, pentru acoperire din TVA se achită adițional, haideți să spunem, 18 miliarde. După aceasta, eu înțeleg că sunt și bugetele locale. Sunt acoperite, sigur, este... Cu bugetele locale o să discutăm special. Uh-huh. De aceea și este principiul acesta că toate veniturile, toate impozitele, taxele se acumulează la bugetul de stat și ulterior se repartizează pentru acele priorități, acele necesități, acele angajamente care sunt luate la diferite nivele sau în diferite domenii. Nu este că un impozit este legat de o anumită cheltuială, da? Sau de un anumit domeniu. Universalitatea veniturilor. Și asta cred că este un principiu foarte bun și în așa mod, și cred că numai în aceste condiții, s-ar putea de utilizat eficient și cu responsabilitate banul public. De acord. Pentru că în cazul când îți vine un impozit sau un venit dintr-un impozit la tine în buget, da, chiar și a unei instituții, atunci instituția cumva are altă atitudine față de a cheltui acel ban. Dar când el vine de la bugetul de stat și înțelege care este costul acestui leu sau acestui ban care vine la dânsul în buget, responsabilitatea este cu totul alta. Eu aici, de fapt, vreau să vă completez încă cu o chestie. Că de multe ori se zice, de ce nu există posibilitatea, eu să contribui în fondul, de exemplu, de ce eu nu pot să dau impozitele mele să meargă direct în fondul rutier sau în fondul, nu mai știu acolo care. Și dumneavoastră ați început să dezvoltați un subiect foarte important. Universalitatea veniturilor și principiul de redistribuție. Că dacă ar fi să alegem, noi o să alegem întotdeauna ceea ce este mai aproape de noi, imediat, ce ne aduce beneficii directe. Da, drumurile care ne aduc beneficii directe sau alte chestii. Și azi.
Da, directe și imediate, nu numai directe. Dar nimeni n-o să aleagă că eu vreau să dau bani ca un alt om să primească o pensie sau eu vreau să dau bani ca un alt copil să învețe la o școală undeva acolo printr-un sat. Da? Adică este important să se înțeleagă că universalitatea asta sau non-repartizarea bugetului pe diferite fundulețe din ăsta, fundulețe, mărunțele, de fapt are un scop foarte rațional, cum ați spus și dumneavoastră, în spatele acestuia trebuie să stea aprecierea fiecărui leu din perspectiva tuturor necesităților pe care le avem noi ca și societate, atâta timp cât la Ministerul Finanțelor, și aș vrea un pic să vorbim despre rolul Ministerului Finanțelor în tot acest proces, la Ministerul Finanțelor, la nivel de guvern, la nivel de parlament, sunt acele persoane care de fapt decid acest lucru. Dar până vorbim mai departe despre rol, eu aș vrea să mai explicăm încă un moment tot foarte important. Că lumea își imaginează că în momentul în care s-a aprobat bugetul de stat, există un cont deschis undeva acolo într-o bancă în care toți banii stau și la un anumit moment, când Ministerul de Finanțe dă indicații, banii ăștia se duc într-o direcție sau în altă direcție. Eu zic un piculeț să explicăm cum are loc acumularea veniturilor lunară și distribuirea lor respectiv lunară. Altfel, rămânem cu, sau lumea va rămâne cu impresia că anume așa au loc. S-a aprobat bugetul, s-au scurs undeva acolo o sumă de bani pe un cont a statului și de acolo începe cheltuiala. Vă rog frumos, aici un pic trebuie să aducem claritate. Dacă se... Mă întorc puțin la acel principiu universalității, da? Ca un exemplu ar fi, iată, crizele care am trecut noi în ultimii ani, da? Și criza energetică, și refugiaților, și COVID-ul. Dacă, închipuiți-vă, dacă acești bani, da, toate taxele, impozitele, sau cum ați spus dumneavoastră, cel un impozit pentru transport sau pentru drumuri, o taxă oarecare, fiecare ar decide unde el vrea să o achite și cum vrea el să o achite. Închipuiți-vă în situația în care noi eram în aceste crize, când trebuia de primit decizii, de luat decizii, de asigurat absolut toată populația, da, cu resurse energetice, de a compensa o bună parte și au fost compensate cheltuielile pentru acele servicii comunale, pentru gaze, pentru care au suportat cetățenii, de a suporta acele cheltuieli care au fost cu COVID-ul și foarte multe lume a stat și acasă și tratamente și foile de boală, da, achitare, și, da, și agenții economici. În acest caz și în situațiile date, statul primea decizii, adică guvernul, parlamentul, și resursele, acele acumulări din taxe, din impozite, au fost redicționate, repartizate pentru acele priorități și soluționarea acelor probleme pentru a face față acelor crize, într-adevăr, prin care am trecut și le-am trecut, cred că, slavă destul Domnului. De bine. Da. Și adică acum cu acumularea. Impactul asupra populației, eu cred că nu a fost așa cum simțit. Cum dacă n-ar fi așa. Cum, da, da, da. Dacă n-ar fi principiul solidarității ulterior, principiul universalității, da, care vine mână de mână, da, principiul solidarității și repartizării. Deoarece solidaritatea, noi toți contribuim în acest fond ca el ulterior să fie repartizat. Cei care putem mai mult, contribuim mai mult pentru ca cei care nu pot, da, să pot beneficia și ei de asta. Dar dacă să revenim la buget, da, până ajungem, până guvernul ajunge cu bugetul în Parlament, cum, și Parlamentul adoptă acel buget, avem în spate mai multe etape prin care noi în primul rând stabilim acele priorități și le includem în buget. Și dacă noi le-am stabilit în buget acele priorități și am plecat în Parlament și pentru fiecare prioritate sau fiecare autoritate, fiecare minister, să zicem așa, are deja domenii, are sumele alocate, Parlamentul a adoptat legea bugetului care conține și acele transferuri către autorități, către toate celelalte bugete, componentele bugetului public național. Și după ce se publică legea bugetului în monitor oficial, devine un act în regulă, cum îi zicem noi, că noi așa suntem învățați, că până legea nu este publicată în monitor, și așa și este corect,
primește puterea când este publicat în monitorul oficial. De obicei până la 1 ianuarie. Da, până la 1, da, până la 1 ianuarie. Anul acesta, vedeți că a fost mai târziu. De obicei noi avem termenul până la 1 decembrie. Uh-huh. Ne străduim, dar în cel mai rău caz, când guvernul, și nu, mai, nu guvernul, dar parlamentul, nu adoptă legea bugetului până la 1 ianuarie, instituțiile nu rămân fără bani. Buget provizor. Cetățenii nu rămân fără salarii, fără pensii. Guvernul merge cu bugetul provizoriu pe un timp până când se adoptă legea bugetului. Adică în orice situație soluția este și cetățenii, achitarea impozitelor se face, acumularea veniturilor se face și cheltuielile din buget tot se fac, numai că în această perioadă când noi nu avem adoptat legea bugetului și mergem cu buget provizoriu, nu, guvernul nu are posibilitatea de a iniția și a implementa politici noi, noi, proiecte noi. Adică o inițiativă nouă pe care noi ne-am pus-o în gând să o implementăm începând de pildă cu 24, noi dacă în situația dată, dacă nu ar fi avut legea bugetului, nu putem implementa acea politică până când nu avem legea adoptată. Dar cu toate celelalte cheltuieli curente, care noi deja le-am asumat și le-am avut, noi mergem înainte. Eu corect înțeleg că, de fapt, la 1 ianuarie 2024, bani pe cont, undeva pe cont erau. Asta e soldul neutilizat, ori soldul neachitat, ori... Banii care au rămas din anul 23. Da. 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 Și în fiecare an, când elaborăm bugetul și când facem balanțarea bugetului și când ne facem calcularea deficitului, calcularea deficitului și toate estimările și toate prognozele, cum le zicem noi, nemijlocit, luăm în calcul că la sfârșitul anului noi trebuie să rămânem cu bani în cont. Pentru că data de 2 ianuarie este zi de plăți la prestații sociale. Corect. Se încep plățile dacă salariile încă nu, dar pensiile, alocațiile sociale, pensiile speciale, adică toate, deja prestațiile sociale pe data de 2 ianuarie noi le începem. Pentru a începe efectuarea cheltuielilor, nemijlocit, neapărat mai bine zis, la sfârșitul anului planificăm să rămânem cu o sumă oarecare de bani în cont. Suma aceea este un fond de pensii. Da, ținem cont, adică de volumul pensiilor care trebuie să-l achităm, prestațiilor, alocațiilor. Adică facem un calcul și acele cheltuieli care noi le estimăm că trebuie ăștia nemijlociți să le avem undeva până pe data de 15-20 ianuarie, când încep la noi deja să vină acele acumulări din taxe, impozite, din activitatea agenților economici, până atunci noi să putem funcționa. Deci, reieșind că buget este un plan de încasări și achitări pe un an viitor, Ministerul Finanțelor, având bani pe cont la 1 ianuarie, 2 ianuarie, dacă bugetul este aprobat, el deja începe să achite aceste cheltuieli după... Oricum le achită. Dacă nu e aprobat, căci oricum automat se ia bugetul anului precedent, în cazul dat, cel puțin aceste cheltuieli de prestații sociale, de pensii, de salarii, sunt deja automat achitate. Deci noi vorbim de plan de achitări. Deci eu am prognoză că eu trebuie să achit. Și bani se începe să acumulează. Și legea obligă că nemijlocit la prioritare trebuie să fie salariile, în primul rând datorie, achitarea datoriei, pensiilor, prestațiilor sociale, salariilor și ulterior deja mergem cu procurări, servicii și așa mai departe. Și aici vorbeam despre, Iuri a vorbit ca contabil, despre acel plan de cheltuieli care are loc, să zicem, presupunem că are loc lunar, da? De exemplu, mai mult sau mai puțin noi știm că în luna asta noi vrem să facem așa cheltuieli, în luna următoare o altă categorie de cheltuieli și tot așa. Totodată exact așa funcționează și planul de încasări.
Că noi avem o valoare totală a veniturilor care este aprobată de către Parlament la final de an pentru anul viitor și ulterior autoritățile responsabile de acumulare a veniturilor, vorbim despre serviciu fiscal și serviciu vamal, au un plan de încasări în ce sens? Ei se estimează la nivel de Minister de Finanțe în discuție cu aceste autorități cam care ar fi capacitatea agenților economici de onorare a impozitelor și taxelor în anul care vine, pornind de la tot politica fiscală și multe altele care au loc, conjunctura economică și tot luând în calcul, se face această prognoză și în fiecare lună vin venituri, se achită, vin venituri, se achită. Nu există un sac de bani din care se ia și se dă cu țărâita în fiecare lună, dar se formează aceste capacități de achitare în dependență de impozitele pe care se achită de către societate. Corect înțeleg corect. Eu? Și la estimarea celor venituri, da? Care le face atât monitorizate, mai bine zis, de serviciu fiscal de stat și de către serviciu vamal, ținem cont de executare, de până când am făcut pentru anul 24, da? Când facem acele prognoze lunare, ținem cont deja de executarea, cam ce executare a fost în anul 23, de specificul fiecărui impozit, pentru că un impozit se achită într-o perioadă, sunt termeni stabilite, taxele vamale de pildă în alte, adică pentru fiecare categorie de impozite se ține cont de specific și deja de executarea din anii precedenți. Se ține cont de acele împrumuturi care noi le preconizăm să ne angajăm. Sau cele care deja sunt în derulare ca achitare. Da. Ținem cont de cele granturi care sunt estimate, preconizate să intre în buget. De tot ce trebuie să intre în buget, ținem cont și de tot ce trebuie să iasă din buget sau să achităm din buget. Și pe fiecare lună, de asemenea, calculăm care este nivelul cheltuielilor, care este volumul de cheltuieli pentru salarii, pentru pensii, adică tot ce trebuie noi să achităm lunar, pentru că iarăși ajungem în lunile de vară, da? Acolo noi trebuie să ținem cont de cele concediale, că sunt ce perioada concediilor și fondul de salarizare, fondul de indemnizații crește cu mult comparativ cu celelalte luni. Respectiv, noi când ne facem acele prognoze, cum a spus dumneavoastră, pe luni, noi trebuie să luăm în calcul tot. Sau începând cu octombrie, noiembrie, decembrie, că se începe perioada rece, cheltuielile pentru serviciile comunale, autorităților, a instituțiilor, iarăși se majorează. Dar crește și veniturile din agricultură. Da, da. Și iarăși trebuie să ținem cont, adică pentru luna mai, la instituție preconizăm un volum mai mic de cheltuieli pentru serviciile comunale, pentru luna noiembrie preconizăm un volum mai mare. Pentru fiecare lună se face o prognoză aceea, cum zicem noi, prognoza lichidităților, și respectiv prognoza de cheltuieli, absolut pe fiecare poziție. Cine face asta? Când spuneți noi, vă referiți la Ministerul de Finanțe? Ministerul care e rolul Ministerului de Finanțe în tot acest noi care este făcut în că se face un lucru enorm? Noi putem să înțelegem că nu este un lucru simplu să ții cont de toți acești factori, să anticipezi și să faci acest lucru. Care este rolul Ministerului de Finanțe în tot acest proces legat de finanțele publice? Eu aș zice că Ministerul Finanțelor este actorul principal în tot acest proces. De acord. Ministerul Finanțelor este cel care inițiază însuși procesul de elaborare a bugetului, conduce tot procesul de elaborare a bugetului și nu numai de elaborare, dar și de executare a bugetului și negociere cu alte autorități. După executare, respectiv, participă și în dezbaterile ce țin de rapoartele curții de conturi cu privind utilizarea și respectarea tuturor cerințelor față de acele angajamente și asumări care noi le-am avut. Prioritățile sunt decise de guvern, totuși. Da, priorități. Ministerul Finanțelor inițiază procesul, colectează acele priorități, propuneri, merge la guvern, guvernul aprobă prioritățile de politici, având prioritățile de politici, Ministerul Finanțelor se ghidează în procesul de elaborare a bugetului și ulterior este acela care coordonează procesul de elaborare a politicii bugetare, fiscale și vamale.
iese cu politica bugetară, fiscală și vamală către guvern pentru aprobare ulterior, pentru adoptare în Parlament, iese cu acel proiect de buget, elaborează și prezintă guvernului și Parlamentului proiectul de buget, execută proiectul, bugetul execută deja nemijlocit. În vedere cheltuie banii cheltuie, cei da, care s-au da, convenit. Da, și acumulează. Și acumulează. Da. Monitorizează acumularea veniturilor și acumulează veniturile. Mai bine zis, execută parte de venituri și parte de cheltuieli de comun cu ceilalți participanți la proces. Sunt foarte multe subiecte care am putea să le abordăm și ne bucurăm foarte mult că vă avem pe dumneavoastră ca partener de discuție la subiectele respective. Cu siguranță că o să încercăm fiecare din ele să le luăm și să le dezvoltăm, să le deșghiocăm mai bine în episoadele următoare, dar nu aș vrea să încheiem ediția din această seară, fără ca să discutăm un picuț despre aceea de unde lumea ar putea să afle mai multe despre care e valoarea venitelor pe care noi le avem, care e valoarea cheltuielilor, da, pe ce se repartizează, da, de unde se iau, adică dacă un om simplu ar vrea să afle mai multe despre asta, cum ar putea să afle mai multe despre felul în care sunt gestionate finanțele publice? Procesul de transparență și procesul de cunoaștere, da, a tot ce înseamnă finanțe publice, la noi este la Ministerul Finanțelor monitorizat și se începe cu etapa chiar când nu mai începem procesul de elaborare a bugetului. Iată, chiar astăzi, noi am publicat și pe pagina Ministerului Finanțelor și am făcut adresarea către mediul de afaceri și către toți participanții la proces. Solicităm propuneri la politica fiscal-vamală și bugetară pentru următorul ciclu bugetar. Deci, noi am implicat mediul de afaceri, cetățenii, toți doritorii, cine pot veni și cine au propuneri pentru politica bugetară fiscală să vină cu acele propuneri. Ulterior, după acest proces, când are loc finalizarea procesului de colectare a propunerilor, în Ministerul Finanțelor au loc discuții, dezbateri. Acele propuneri de politici se discută cu atât cu mediul de afaceri, cât și cu participanții la proces, mă refer la autoritățile publice, la ministerii. După ce s-au discutat în cadrul ministerului, au loc acele dezbateri și la nivel de guvern, ulterior la nivel de parlament. După ce sunt adoptate, da, legile bugetare anuale și politica fiscală și vamală, toate cele documente, politica fiscală, politica vamală, documentul, legea bugetului de stat, sunt publicate pe pagina Ministerului Finanțelor. După publicarea legii bugetului în monitor, Ministerul Finanțelor elaborează și publică acel buget pentru cetățeni. Aici am vrut să ajung. Cred că săptămâna aceasta noi ieșim și îl publicăm pe pagina web și bugetul cetățeanului. Explicați ce înseamnă bugetul pentru cetățeni. Bugetul pentru cetățeni este transpunerea aceei a legii bugetului care a fost adoptată de Parlament pentru publicul larg, pe înțelesul publicului larg, pe înțelesul cetățeanului, unde se duc banii, pentru ce se duc banii și ce urmează a avea cetățeanul în urma utilizării acelor bani. Mă refer la câți bani se duc pentru asistența socială, câți beneficiari vor fi în asistența socială, de pildă, cât vor primi pensii, cât vor primi alocații, mărimea acelor pensii, acelor alocații, cât se va duce pentru drumuri, câte drumuri vor fi construite. Adică pentru fiecare domeniu încercăm să expunem pentru cetățeni ce se va face și cum se va face cu acei bani alocați pentru domeniile. Și unde găsim acest buget a cetățenilor? Este pe pagina web a Ministerului Finanțelor, va fi publicat și respectiv colegii în cadrul întrunirilor, discuțiilor și prin la toate seminariile, la toate întrunirile care au loc și cu mediul de afaceri și în teritoriu când pleacă atât membrii guvernului, noi vom repartiza acel buget. Foarte bine. Deci noi am putea spune că pagina Ministerului de Finanțe este o sursă credibilă, unde putem să aflăm toată informația în legătură cu gestionarea banilor publici, să-i spunem așa, sau cel puțin putem să aflăm unde putem afla mai multă informație despre asta. Da, pe pagina despre Ministerului Finanțelor, da. Și nu numai bugetul cetățeanului, dar sunt și rapoarte lunare, rapoarte trimestriale pentru fiecare domeniu, da? Și pe împrumuturi. Executarea bugetului, datorie de stat, asistența externă,
tot, pe toate domeniile patronate de către Ministerul Finanțelor, adică se pare... Acumulare de venituri. Tot este pe pagina Ministerului Finanțelor. Foarte bine. Deci, dacă noi spunem executarea bugetului, asta înseamnă câți bani a încasat într-o lună aceasta și câți, de fapt, a fost cheltuit. Da, și este informația operativă și raportul lunar, raportul trimestrial sunt în rubrici separate, compartimente dedicate. Mulțumesc foarte mult, doamna Dina, pentru așa o descriere frumoasă și sper că colegii noștri care ne ascultă au înțeles mai bine ce înseamnă buget și deja o să face această descifrare ce înseamnă buget public național, buget de stat, că buget asta nu înseamnă că banii nu sunt, banii sunt, asta înseamnă că un plan de cheltuieli și de venituri pentru o perioadă și în cazul dat asta înseamnă plan cu care Ministerul Finanțelor se planifică să execute bugetul și să atinge scopuri care a fost votat de către Parlament și asumat de către Guvernul. Toată informația despre care noi am vorbit și toate link-urile necesare pentru a vedea această informație despre bugetul public național, link-ul unde Ministerul Finanțelor a publicat invitația la consultări, la primirea propunerii la politica bugetar-fiscală pentru anul deja 2025 o să fie mai jos de podcast, o să vedeți, puteți și vă încurajăm să faceți aceste cunoștințe, să luați cunoștință cu acest proiect, ori să gândiți cum să faceți, ce puteți să propuneți și vă așteptăm la următoarele noastre episoade. Vă reamintim că acest podcast este realizat în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și le mulțumim Prevesc EU și Camerei Americane de Comerț pentru faptul că ne susțin în această inițiativă pe care o avem noi. Noi vă încurajăm să dați like la acest episod, să îl distribuiți dacă vi s-a părut interesant și util și pentru cei care fac parte din cercul dumneavoastră de prieteni, să vă abonați la canalul de YouTube al FinEDU și ne vedem data viitoare cu un nou episod și vă putem da o mică informație de insider care va fi despre bugetele locale. O să aflăm mai mult despre tot ceea ce înseamnă bugetele autorităților locale, cum se acumulează banii acolo, cum vin acele transferuri de la bugetul de stat. O să vedem cum se distribuie banii, ce are autonomie locală și cum ea și are impact din punct de vedere financiar. Ne vedem de grabă, dragi prieteni!